Telegramă prin radio. Hei, capitane Cyrus Smith, ce naiba faci? Ai adormit? Întoarce-te spre punctul 3, că punctul 2 s-o potoli. Lași toate armele la ei, aici sunt eu, ai priceput? Amicul din Connecticut. Dar capitanul Cyrus Smith dormea mereu, dormea tihnit, dormea și sforăia cumplit. Deci, pricepând Apolodor că e stăpân peste vapor, dușmanul lui cel mai temut, tâlharul din Connecticut, că vor cârmi poate spre nord, că bețivanul Chior și Slut e mincinos și prefăcut, că nu duceau cu ei pe bord nici pomeneală de susan, ci numai pulbere și arme, s-a dus întins la capitan, știa în ce cabină doarme. Și scos din fire s-a răstit. Tâlhar ce ești, mai păcălit! Dar capitanul Cyrus Smith dormea și sforea cumplit. Dormea adânc, dormea tihnit și nici măcar n-a tresărit. Și iar lipsesc mai multe file din cronica acelor zile, dar se găsesc în Uruguay, o sumedenie de cai și n-ar fi lucru de mirare să fi pornit Apolodor spre sud pe un cal de soi călare. Că n-avem știri din partea lor, firește, calul poartă vina. A fost sau nu obositor? Au zăbovit în Argentina? S-au mai oprit să cerceteze câmpiile patagoneze? Pe unde au mai făcut popas? Au stat să-și pună bun rămas la capul Horn, în altă parte? A izbutit Apolodor să mai găsească un vapor și să pornească mai departe? Atâta știu, era în Marte, bătea un vânt de vreme rea și în largul mării viscolea, cu fulgi de gheață reci și tari, când a zărit Apolodor Antarctica printre ghețari. Și-a debarcat triumfător pe gheața golfului Terror.